Vă salut din nou. Trebuie să verific reginele care le-am eliberat locașul mare, să vedem dacă le-a acceptat. V-am arătat eu listele astea care le-am făcut, sau să zicem fișa familiei de albine. Deci aici am avut și am o regină de roire, mi-a dat 90 de kg din 2022 și cred că o oprește la an. Depinde, deci acum rămâne decât un pas, depinde ce populație va face de iarnă. Dacă rămâne și cu populație mare de iarnă, rămâne și pentru la an. Și bineînțeles, puietul sănătos. Dacă rămâne cu populație mai mică sau observ puietul că nu prea e ok, la revedere, nu mai iernești pe ea. Chiar dacă a dat miere multă. Aici, tot de roire, a dat 65 de kg, de acum un an, 2022. Regina, la fel, cred că o opresc. Aceleași condiții ca la primul. Acum sunt la ăsta, care am zis că eliberată azi 22. Azi suntem în 23, filmarea o să o pun, nu știu, peste 2-3 zile. Hai să vedem dacă a eliberat-o din cușcă. Eu i-am deschis locașul mare. Și vedem dacă a eliberat-o. A fost un stup care a rămas fără regină, adică l-am găsit fără regină când am extras miere. Deja a eliberat, adică a consumat aici hrana și a eliberat regină. Hai să vedem dacă e în viață. Cleștele, unde e cleștele? Da, nu mai dau de el. Bine că l-am pe al doilea. Știți că am mai luat unul. Nu știu, ar fi căzut undeva, dar nu-l văd eu. Hai să vedem aici. Albina e liniștită. Este un semn bun. Asta e o ramă mai albă. Asta la fel o ramă mai albă. Parcă v-am spus că i-am adus la o floare unde mai bag așa un 200-300 de grame, uite. Da? Lucește prin ramă. Deci eu încă nu le-am dat nicio picătură de sirop. Adică mai bine zis, dacă rama asta care e aici mai ultima bagă ceva miere și își face și rezerva de iarnă, eu asta pot să o scot ca miere marfă. Pentru că albinele nu au primit sirop. Adică ca să nu fie interpretări că la roi de acasă, da, trebuie să le dau că ea n-au cules. Ceva puie de trântură aici. Aici polen. Deci asta l-am găsit fără regină când am extras mirea și logic că nu mai avea nici puiet. Asta aici a băgat polen. Cred că o să se vadă acolo. Și a băgat polen. Aici mai are puțin puiet căpăcit. Aici mai mult puiet, doar căpăcit atât. Aici la fel puiet căpăcit și ceva polen.
Regina, unde-i? Gata, am văzut-o. Poate o să o vedeți aici. Regina neagră. Deci de-abia a eliberat-o. Ea urmează să fie hrănită și o să înceapă ouă. Bun. Deci această familie nu mai trebuie deranjată. A primit Regina. Toată treaba e bună. Eventual peste vreo săptămână sau două să-i dau o ramă goală în centru la oat. Așa. Deci asta a fost cu boș de salvare în urmă cu câteva zile, când am scos eu mirea. Așa, ia să vă arăt ce fac eu. Deci a acceptat Regina. Uite ce fac eu acum. Șterg aici. Adică fișa asta a familiei de albine rămâne în continuare aici. Cu ce? Uite cu spirit, cu alcool, da? Am pus pe o cărpă aici. Și de alcool. Ia. Hai că cu mâna e mai greu, da? Puțin, uite așa, pac. Șterg și aici. Mai întorc cărpa asta să fie mai curată. Și gata. Fișa e curată. Acum scrim aici. Deci Regina e 2023. Și spunem aici că a fost acceptată și ouă, da? Azi suntem în, cât am zis? Dacă uit, 23 sau 24? 23. Azi 23 iulie. Acceptată și ouă. Normal n-a început ouatul, dar o să înceapă. Bun. Cam atât. Așa, mergem mai departe. Ce avem aici? O familie de albine de la Cristi și Nicolae care a dat 89 de kilograme de acum un an, deci 2002. La fel, dacă rămâne cu populație multă pentru iarnă și văd puietul compact și așa, va trece iarna. Dacă nu, o dau jos și pun alta. Cam asta e la mine selecția. Miere multă, sănătoase și populație mare. Aici am o regină de roire. Din alea care am mai cumpărat eu. Ba nu, aici dacă am zis 2023, deci e de anul ăsta. E de anul ăsta. O regină de roire de anul ăsta. Care, posibil s-o țin, dacă i-am pus etichetă. Dar rămâne de văzut ce populație face. Aici, eliberată pe 22, verific pe 23, adică azi. Hai să vedem. Așa. Hai să-mi fac loc aici. Opa. Așa că am atins asta, fără să vreau. Bun, aici suntem la asta. Hai să vedem aici. Deci, același lucru. Ieri am dat drumul la locașul mare, am mâncat tot aici și a eliberat. Hai să vedem dacă găsim Regina în viață.
să fie mai în centru, unde există puie. De exemplu, aici de ce am schimbat regina? Era din aia dăruire și uite, are puietul ăsta aici, aici polen, adică am văzut așa că nu prea e cu puietul cine știe ce. Aici polen din nou, aici puiet. Nu mi-a plăcut așa cum... Deci e regina dăruire de acum un an. Niște eroi care i-am cumpărat. Niște familii care le-am cumpărat. Uite, băga puietul cam aiure, așa. Aici polen, aici puiet. Uite, aici am băgat mai mult polen. Uite, să vedeți și culesul care l-am. Să vede că lucește în ramă pe aici. Deci un cules de întreținere, așa. Eu zic că chiar își bagă nițică rezervă. Adică dacă pe fiecare zi își bagă 200 de grame pe plus, contează. Aici are puiet mai mult. Uite, blochează deja cu mierea care o aduce. Nu știu dacă o să se vadă acolo, uite, e blocat cu mierea. Treaba e că nu găsesc regina. A, ba da, uite aici. Da? Regina neagră. Uite. Deja a început ouă aici. Mușico! Așa. Deci acceptată și asta. Ia să vă arăt eu frumusețea camionului. Cât de frumos e să lucrezi în camion. Uite ce se întâmplă, am pus rama asta aici. Uite ce face albine. Vedeți ce face? Uitați-vă la aia. Uite. Ce caute pe perete? Uite, acum iau rama. Și acolo stă. Și vreau să vă mai spun ceva important. Dacă pe rama asta exista regina, urcă și regina și stă acolo. Deci și regina se duce tot acolo. Și o place ea agățată acolo pe perete, nu știu. Asta e frumusețea camionului. Decât că nu încar și nu descarci. Bun, gata. E primită și asta. Uite, merita ăsta slăbus, frate, și albină puțină și... Nu mergea să-l iernesc. Ce scrie aici? Regina carpatină, da? Carpatină. Imediat tăiem aici, ia. Și punem acolo că e acceptată și că o. E. Cam așa. Asta nu toată ziua stau să șterg și e acum că i-am dat regina, după aia rămâne așa. Să dau cu atenție, că dacă ating de stup, se duce markerul ăsta pe vopsea și se ia mai greu după. Gata. Și scrim aici. Deci, regina e 2023. Așa.
așa a început o atu de azi, 23 iulie. Gata. Mai filmez? Vede ce simplu e apicultor. Simplu pare de tot. Deci gata, uite, rândul ăsta este ok până în momentul de față. L-am reparat, zis. Ăsta a dat 90 de kg, ăsta 65. Ăsta e în schimbat regina cu, este acceptată. Aici a dat 89 de kg. Este ok. Aici am o regină de roire de anul ăsta. Și rămâne de văzut dacă o să o trec iarna sau nu. Aici, asta de acum. Aici, uite, deja am zis, acceptată și ouă, tot așa de la Cristi și Nicolae. Asta de la Cristi și Nicolae, acceptată și ouă. Da? Din 20 iulie ouă. Asta tot de la Cristi și Nicolae, a dat 93 de kg, se vede acolo. Și rămâne așa în continuare. Deci rândul ăsta e ok. Deci nu se poate, să știți că alea sunt niște minciuni care spune, le auziți pe internet. Nu mai umbli la stup din primăvară până în toamnă. Păi găsești ăsta roit, ăsta n-are regină, ăla are botcă de schimb, ăla are botcă de salvare. N-ai cum, frate, până nu iei la rând așa pe toți, nu merge treaba. Stai convins că alea-s povești că nu mai umbli la stup. Da. Bun. Asta ce am zis, uite. Dăruire, dar o schimb în august, fiindcă acum o oa bine și lasă facă populație de albină. O schimb în august. La asta ce am zis. Încă o ouă bine și o schimb în august. Aici. Ce am aici? Dăruire 2023 în cușcă 21 iulie. Asta e liberată. Ouă bine. Rămâne tot așa de văzut dacă o opresc sau nu. Aici ce am? De la Cristi și Nicolae, deja ouă, deci este acceptată, o lăsăm. Aici, uite, de la Urziceanu, știți că am avut niște stup care mi-a donat, uite, asta a mers bine, foarte bine. Deci a dat 40, 50 și 50 de kg, nu? 60 de kg. 60 de kg de merg. E bun. Aia de roire, dar am scris acolo că o schimb în august. Aici nu mai văd că am centrifuga. Bun. Eu mai am de verificat pe aici, da? Nu știu, să mai filmez. Să mai filmez sau să nu mai filmez?